Întorsătură neașteptată în cadrul protestului de ieri din fața clădirii guvernului. Protestatarii spun că nu îl cunosc pe omul care în ajun a spart ușa de sticlă executivului. Potrivit acestora, el nu este un veteran al conflictului de pe Nistru. La luptă, băiat! La luptă! După întrevederea din această dimineață cu premierul, veteranii conflictului de pe Nistru au menționat că agresorul de ieri nu este un luptător și că nu îl cunosc personal. Mai mult, protestatarii cer ca atât el cât și alți provocatori să fie trași la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare pentru ceea ce au făcut. Vreau să vă spun că acela nu este colegul nostru. Dumnealui nu este veteran de război. Eu nu cunosc, nu pot să vă răspund la întrebarea respectivă, dar evident, am încălcat legea și legea prevede sancțiuni pentru astfel de acțiuni. Unele persoane care au provocat, au intenționat ca să facă unele dezordine, sperăm că organele de drept o să le stabilească și o să fie trași la răspundere în conformitate cu legea. Reamintim, în dimineața zilei de 2 martie, un protestatar agresiv, fluturând un buzdugan, s-a repezit din mulțime spre zidurile clădirii guvernului, îndemnând pe toți cei adunați la o luptă dreaptă. Protestatarii au urmat chemarea activistului, care ulterior a spart geamul ușii guvernului. Același bărbat a fost printre primii care au blocat traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare. Poliția a anunțat inițierea unui dosar penal pe numele acestuia, iar făptașul se va alege cu pedeapsă în conformitate cu normele stabilite de lege.